întâlnirea pe care am avut-o la nivelul Ministerului Sănătății, de acolo am primit toate garanțiile și eu am pus această întrebare. Toate garanțiile că nu vor închide spitale. Și nu cred că își permit. Și nu cred că își permit după... Adică nu cred eu că se va întâmpla, da. Nu se va întâmpla asta. Ba mai mult, după părerea mea, ANAF-ul nu are niciun interes să pună lacă după unitate, dimpotrivă, zic și eu ca principiu, dimpotrivă ar trebui să ne lase să producem, să-și mai recupereze ceva. Asta ar fi, cred eu, că cea mai bună soluție, să-ți recuperezi niște bani, mai bine îi lași pe ăștia să muncească. Și eu cred în a treia soluție, poate ne mai scute sau ne iartă, că sună straniu, nu știu cum să zic, de penalități, de dobânzi, să rămânem numai cu debitul real. Mai mult, parlamentarii constanțeni ar putea veni în sprijinul unității medicale. S-a luat legătura cu, și prin intermediul conducerii federației, cu o mare parte din factorii la parlamentarii constanțeni. Și cu parlamentarii constanțeni și și-au exprimat sprijinul și au spus că vor face toate demersurile care țin de dânsii.